Astăzi vreau să arăt trei lucruri care le-am cumpărat. Unele sunt folosite, altele sunt mâncate. Și primul lucru este acesta. Este un, cum se numește, balsam de buze. Miroase foarte bine. Și este cu ulei de argan. Foarte sănătos să dai cu el. Este transparent, nu are nicio culoare. Adică este alb, scuzați-mă. Și o să dau cu el să vedeți. Sau hai să nu mai dau pe buze, da. Așa. Le-am dat. Vedeți? Nu se vede nimic, da? Așa. Următoarea este acest carnețel care are niște foi. Prima, ultima foie o are așa. Și foile de obicei le are așa. Așa. Să nu ziceți nimic pentru că se aude un lătrat. Eu am geamul am balconul deschis. Și da, la drăgâne pentru că este noapte. Și mai am acest tub de hubabuba care l-am mâncat. Și o să vă arăt cum arată o gumă hubabuba. Dacă nu știți. Arată cam așa. Și cât de mare este. Se desface din părți. Și arată așa. Deci e foarte bună. Și asta vă mai arăt imediat. I-am luat aceste perii de opus. Așa. Da, știu că o să mi-este toată ziua acum asta. Mi-am mai luat această geantă. Și mi-am mai luat și această pereche de pantofi pentru păpuși. Și mai am ultimul lucru. Mi-am luat acest ghiozdan. Uitați. Aici are un puf. Este ud, pentru că am umblat prin foaie cu el, uitați. Așa. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Andreea Jucării și Distracții. Pa, pa!